seara, România! Bună seara, dramă! Hei, sunt Justin! Și după cum probabil știți, acum două zile v-am lăsat o postare pe comunitate în care trebuia să alegeți ce să postez. Și am lăsat acolo două variante. Prima era reacționez la postările Claudiei Catric de pe Facebook și a doua era de ce am șters parodiile cu Irochka Info. Și da, după cum așteptam, 80% au votat pentru a doua variantă. Deci hai să începem. Undeva prin martie 2018 am postat prima mea parodie cu Irochka. Da, aceea cu Ziai Vai. A prins destul de bine, așa că peste două săptămâni am făcut și partea a doua, în care am parodiat alt clip de al ei. Cred că nici nu mai e nevoie să zic că în ambele am menționat că nu am nimic cu ea. Acest videoclip este o parodie, nu am nimic cu Irochka. Doar am luat niște părți ciudate din video și l-am exagerat. Acest videoclip este o parodie și nu am nimic cu Irochka. Doar am luat niște părți din clipul original și l-am exagerat, la fel cum a zis și în prima parte a parodiei. Timp de 7 luni ambele clipuri au strâns în jur de 500.000 de vizionări, având împreună pe 1 milion. Și aici a început totul. După mai bine de 7 luni de la postarea acestei parodii, am primit un e-mail de la o persoană numită Ludmila284, cred. Și chestia ciudată e că mi-a trimis mail-ul pe un cont de-al meu pe care n-am mai intrat de foarte mult timp și s-a nimerit să intru fix în ziua următoare după care mi-a dat mail-ul. Eu sunt mama lui Betty el Clap și am observat azi întâmplător că îți place să faci parodii pe copii minori. Ok, sunteți mama lui Betty în club, dar ce legătură are asta cu Irochka? Ok, m-am informat și am văzut că ele sunt de fapt rude și mama lui Betty în club este de fapt mădușa Irochkei, deci așa trebuia să se prezinte. Deci da, aparent eu fac parodii pe copii minori, nu cu copii minori. Îmi pare rău că nu știam de asta câteva zile în urmă când am fost la Festivalul Științei că vorbeam direct cu tine. Ok, vă cred, probabil n-ați auzit. Dar au trecut 7 luni totuși. Cred că nu cunoști, dar este strict interzis din punct de vedere legal să faci parodii pe copii minori care nu pot să se apere. Îmi pare rău că vă zic, dar cred că dumneavoastră nu cunoașteți că în legea numărul 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile convexe, la capitolul 6, articolul 35, scrie așa: transformarea unei opere fără consimțământul autorului și fără plata unei remunerații este permisă în următoarele cazuri. A. Dacă este o transformare privată care nu este destinată și nu este pusă la dispoziția publicului. Mă rog, acum parodiile alea sunt pe privat, dar asta nu contează. B. Dacă rezultatul transformării este o parodie sau o caricatură cu condiții ca rezultatul să nu creeze confuzie în ceea ce privește opera originală și autorul acesteia. Ce scrie în titlul acelor videoclipuri? Parodie! Ce altceva mai scrie în titlu? Irochka Info! Ce am pus în descriere? Linkul de la videoclipurile originale! Știți ce înseamnă asta? Că nu este ilegal! Am văzut că toți din familia voastră fac videoclipuri pe YouTube, deci sunteți persoane publice și trebuie să vă însușiți parodiile și criticile. Te sfătui să ștergi clipurile cu parodii pe Irochka Info și dacă întâmplător ai și pe Betty, căci nu ți-am analizat canalul. Mă amenințați în halul ăsta și nici nu mi-ați analizat canalul? Mai mulți au încercat să facă parodii pe Betty, dar eu am raportat pe toți ce au mai mulți abonați și absolut toate clipurile raportate de mine au fost șterse, iar unele canale chiar și închise. Foarte dramatic, dar am vorbit cu dumneavoastră și pe Facebook, unde mi-ați trimis un screenshot cu clipurile pe care le-ați raportat. Și cel mai popular canal de acolo are 6.000 de abonați. Ok. Urmat de 2 care au 4 și niciun abonat. Canale cu foarte mulți abonați, exact. Acele videoclipuri la care ați dat strike-uri nu erau parodii sau reacții sau chestii de genul. Erau pur și simplu re-upload-uri. Și acolo chiar aveți dreptul să faceți asta, dar n-are legătură cu ce am făcut eu. Mă rog, atunci când am văzut mail-ul chiar am pus clipurile acelea pe privat, pentru că credeam că e adevărat că n-ai cum să minți în halul ăsta despre ceva ce nu știi. Așa că așteptăm câteva ore de la tine să ștergi aceste clipuri. Dacă nu voi face acest lucru, așteaptă strike-uri și invitație în judecată împreună cu părinții tăi pentru scricarea imaginii. Deci pur și simplu m-a amenințat că mă dă în judecată pentru o parodie. Mi-a ajuns. Nici nu cred că mai trebuie să vă arăt și conversația de pe Facebook, că și acolo tot aberații de genul scria. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați în caz că sunteți noi și să trimiteți acest videoclip și prietenilor voștri, pentru că probabil și ei sunt interesați de ce s-a întâmplat. A, și să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că acolo postez cel mai des pe Insta Story-uri. Vreau să vă spun că nu vreau să-i scric imaginea cuiva prin acest videoclip. Nu vă recomand să vă duceți să-i faceți hate Irochkei, pentru că nu are nicio vină, dar nici mătuși ei, pentru că, după cum am zis, nu vreau să stric imaginea cuiva. Deci da, vreau să închei toată faza asta cu parodiile cu Irochka. Și sper să nu mai fac încă un video despre chestia asta. Pa!